Ploile au făcut ravagii în mai multe zone din țară în ultimele ore. Hidrologii au emis avertizări cod galben și portocaliu de inundații în mai multe județe din țară, valabile până mâine noapte. La Craiova, mai multe străzi au ajuns sub ape după ce rețeaua de canalizare nu a mai putut face față precipitațiilor căzute. În Bacău, 36 de persoane au fost evacuate în zona orașului Comănești din cauza unei alunecări de teren ce a afectat 12 gospodării. Ploile abundente care s-au abătut în ultimele zile în zona Sălaj au provocat inundarea mai multor gospodării și terenuri agricole, mai ales în zona localității Bozieș. Sălajul s-a aflat sub cod galben de inundații până la miezul nopții trecute, hidrologii avertizând că mai multe râuri și pârâuri vor ieși din matcă. De asemenea, Clujul este din nou inundat, după ce din cursul nopții de luni spre marți a plouat necontenit la poalele Feleacului. Traficul în aproape tot municipiul Cluj-Napoca a fost îngreunat, în unele zone fiind complet blocat.